Continuăm prezentarea cu Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management. Mulțumesc. Colegii mei au vorbit despre motivațional, mai întâi a început Mihnea, ok, între diferența între investire și economisire. Apoi am văzut că îmbătrânim, deci trebuie să facem ceva. Am văzut cât de simplu este. Aș vrea să încercăm să mai răspundem la câteva întrebări. Cum să investesc? În ce? Și când? Sunt întrebările principale care le pun clienții când au luat decizia. Exact cum a zis Andrei Roșu, ne dăm jos de pe canapea, vrem să facem un pas, ajungem la o bancă de cele mai multe ori, într-o sucursală și sunt astea trei întrebări. Și voi încerca împreună cu dumneavoastră să răspundem un pic la ele. Dacă mă poți ajuta cu asta? Cum? Ok. Avem o tehnică, încercăm să o patentăm, tehnica ODI. De la ce vine ODI? Orizont de timp, diversificare și investire periodică. Și o să trecem un pic prin fiecare. Orizont de timp. A mai fost citat Warren Buffett și asta pentru că este cel mai cunoscut și cel mai de succes investitor și el spunea despre orizont de timp că orizontul de timp al lui este întotdeauna, perpetu. Când faci o investiție, nu o faci pentru 3 luni, 1 an, 5 ani, o faci dacă crezi cu adevărat în investiția respectivă și o faci pentru că crezi pe termen lung, cu adevărat lung, că este bună. O întrebare. Avem aici două investiții, sunt randamente anuale. O linie albastră, o linie neagră. Cine ar investi în linia neagră? În activul din linia neagră? Să ridicem mâna sus. 3, 4. Cine ar investi în linia albastră? Ok, haideți să vă spun trucul. E aceeași linie. Vorbesc serios, e același activ. Diferența o face perspectiva din care privim. Dacă privim din perspectiva anuală, anual avem randament minus 50% aici, plus 50%, plus 30%, minus 30%, perspectiva anuală. Ne uităm în fiecare an la piață. Același randament, tot anual, dar dacă ne uităm din perspectiva de 10 ani, adică am investit, acum ne întoarcem peste 10 ani și vedem randamentul cât a fost și ne uităm. Randamentul a fost undeva cam între 10 și 20%. Este fix aceeași investiție, vorbim de S&P 500. Fix aceeași investiție contează cum ne uităm la ea. Dacă ne uităm zi de zi, cred că o să ajungem la doctor destul de curând. O să vedem plus, minus, plus, minus, o să ne ia destul de multe emoțiile. Dar dacă ne uităm cu o perspectivă mai îndelungată, vedem că lucrurile nu mai sunt atât de volatile. O altă privire, poate un pic mai matematică, același grafic, volatilitatea. Este șansa de a câștiga sau de a pierde în funcție de orizontul de timp pe care ne-l asumăm. Și vedem, de exemplu, că la un an de zile, pe medie, randamentul mediu este 8%, putem să câștigăm 40% sau să pierdem 25%. Dacă lungim un pic orizontul de timp, la 5 ani de zile, randamentul mediu rămâne oarecum constant. Și o să-l vedeți, toată perioada asta rămâne oarecum constant, 7-8%, dar scade foarte volatilitatea investiției. Șansa de a avea câștiguri extreme și de a avea pierderi extreme. Asta înseamnă volatilitate, am pus și câteva cifre aici mai jos pe parte statistică și cam cât am putea să pierdem. De exemplu, la un an am putea să pierdem 24%, dacă lungim orizontul de timp, de exemplu, peste 15 ani, orice dată statistică am luat din spate, nu s-a pierdut niciodată până acum, cel puțin pe piața americană. De asta Warren Buffett spunea că orizontul de timp este perpetu. Și, într-adevăr, bursa este un mecanism în care cei care nu au răbdare transferă bani către cei care au răbdare. Acesta este primul punct din tehnică, din tehnica ODI, orizontul de timp. Al doilea, diversificare. Aici am ales să-l citesc pe Benjamin Graham, care a fost mentorul Warren Buffett. Și el spunea că nimeni, absolut niciodată, n-ar trebui să aibă mai puțin de 25% investit în acțiuni. Sau mai mult de 75%. Extremele nu sunt bune. Nu văd ce cu toți banii în acțiuni, cu toți banii în imobiliare, dar nici cu toți banii la bancă. Nu sunt bune deloc extremele. Și de ce diversificare? Asta e un grafic care cred că îl pun de undeva de
cred că aproape 10 ani poate îl pun, arată cum investim noi, local, versus Uniunea Europeană și de ce comparațiile în general sunt bune. Și de multe ori ne uităm către vest, către standardele din vest, către Europa, către America și încercăm să luăm bunele practici. Noi investim în momentul de față aceste două, albastru deschis și albastru închis, de fapt reprezintă același lucru, investi cu venit fix. Undeva la 90% din piață investim în instrumente cu venit fix. Și ce se întâmplă în Europa? Undeva la 40% investim în acțiuni și fonduri diversificate încă 20%. Peste jumătate din bani sunt investiți în acțiuni. Se respectă acea regulă pe care am citat-o, niciodată să nu investiți sub 25% în acțiuni. Asta se întâmplă în Europa. Graficul cu America nu-l pun pentru că este și mai. În America se investește extrem de mult în acțiuni. De ce este important? Trebuie să ținem cont de standarde și să vedem către ce ne uităm. Ne uităm, ne place că vedem autostrăzi în vest mai multe, vedem căi ferate mai multe. Toate alea se fac cu investiții. Și vrem să profităm de asta. Am ales să pun aici clasele de active pe care le citea și Mihnea la început, cash, deci depozite bancare până la urmă, instrumente cu venit fix, linia verde și acțiuni, linia neagră. Iar aici, linia asta constantă arată PIB-ul, deci creșterea globală, creșterea economică. Creșterea economică am pus din 1998 în prezent. Vedem că partea de cash este sub creșterea economică, pe medie. Asta înseamnă că dacă rămânem cu banii în instrumente în cash, pierdem. În termen real, această diferență înseamnă că am pierdut. Deși avem mai mult în cont, am pierdut în termen real. Obligațiunile au adus un pic peste. Obligațiunile, în general, cam merg cu creșterea economică. Oferă un pic peste rata inflației. Și acțiunile, partea cea mai bună. Dacă vedem graficul ăsta, ce ne vine să facem? Păi, am fi preferat să cumpărăm aici și eventual să vindem acum 2 săptămâni. Lucru imposibil de făcut, de asta e importantă diversificarea. Și al treilea element în această tehnică, investește periodic. Și este poate și cel mai important aspect. Iarăși am pus un citat din Benjamin Graham care spune că această investire periodică este probabil cel mai important tool pe care îl avem la îndemână ca să fim investitori de succes. Și de ce? Acestea sunt randamentele anuale puse din 1930 până în prezent. O distribuție a lor. Pe medie, randamentele s-au situat între 10 și 20%. Am avut și extreme, de exemplu, 2008 este la minus 40%, sau vedem în 1954 plus 60% piața. Sunt extreme. Niciodată nu o să le prindem. Să le prindem timingul corect. Aceasta este volatilitatea. Dacă ne uităm doar aici, am fi preferat să fim mai în bucata asta. E imposibil să fim mai în bucata din dreapta. Nu avem cum. Nimeni nu reușește. Nici Warren Buffett n-a reușit să evite criza din 2008, de exemplu. Dar dacă ne uităm din punct de vedere statistic, criza din 2008, pe care mulți nu o amintim și spunem nu investim că este periculos, e o dată în viață. Au fost în 37, în 31 și în 2008. Chiar o dată în viață se întâmplă și dacă ne uităm în partea dreaptă, vedem că randamentele pe medie sunt peste 10%. Dar de ce? De ce să investim periodic? Până la urmă, de ce să nu încercăm să prindem doar bucata asta, să vindem aici și când sunt la minime să cumpărăm? Pentru că nu ne iese. Asta e realitatea. Efectiv, nu ne iese. Nu avem un glob de cristal, nu știm când să cumpărăm, când e minimul pieței ca să cumpărăm și când va fi maximul ca să vindem. Și aici este o statistică pe care de când am descoperit-o, o prezint de fiecare dată, arată exact ce facem când încercăm să speculăm. Ce se întâmplă când încercăm să speculăm. Am pus cu roșu piața de acțiuni, dar din două perspective. În stânga, randamentul efectiv al investitorului. Și în dreapta, randamentul pieței. Care este diferența între cele două? De ce credeți că piața a crescut, să zicem, pe medie, în ultimii 30 de ani, anual cu 10%, dar un investitor a câștigat doar 3%? De ce credeți că e diferența asta? Tranzacționează mult. Toată lumea încearcă să prindă piața. Mihnea, tu ai spus că e plictisitor să investești? Tuturor ne place să nu fim plictisitori.
Ne costă 7% pe an timp de 30 de ani. Exact, dar plăcerea, rămâne plăcerea, că ne simțim, tranzacționez eu, fac în fiecare zi, mă deschid calculatorul, cum mă trezesc, mă uit ce a făcut S&P-ul, vând, cumpăr. O prostie mai mare n-am văzut. Și asta se vede în absolut toate clasele de active și absolut pe orice perioadă. 30 de ani, 20 de ani, 10 ani, 5 ani, 3 ani, niciodată nu iese. Niciodată. Astea sunt date pe mii și zeci de mii de investitori luate. Mai au zis că toată la televizor, nu știu care, a câștigat 30% în anul respectiv. Sunt știri senzaționale. Sau a pierdut nu știu cât. Sunt știri senzaționale. Nimeni nu se uită că acel om care a câștigat toată 50-100% și a dublat bani tranzacționând de pe zi pe alta, poate este în faliment peste un an. Și nimeni nu mai aude. Dar e o știre care se dă, ne rămâne în minte. A, vreau și eu să fiu așa, tranzacționez. Nu, e o prostie mare cât casă. Și atunci de ce să investesc periodic? Pentru că prind toate momentele astea. Înseamnă că investesc și aici, în 2008, investesc și aici. Prind absolut toate momentele pieței, investesc și la maxim, dar investesc și la minim. Credeți-mă, dacă nu faceți o investiție periodică automată, niciodată nu veți cumpăra la minimul pieței. Niciodată, că vă va fi teamă de ce să cumpăr acum, dacă mai scade. Pe când dacă aveți o investire periodică, o disciplină, cum spunea și Andrei Roșu, o veți face și veți prinde minimul pieței. Am pus ca exemplu un portofoliu, 25% acțiuni, 75% obligațiuni, cum ar fi mers în 1990 până în prezent. Versus contribuția, versus câți bani am pus deoparte. Și vă rog să vă uitați doar la risc, la 2008. Se vede? Este o catastrofă acolo? Față de scăderea care o avem toți în minte de 50%, o investire periodică, cineva care a investit și la minimul pieței, nici nu o simte pe termen lung. Absolut nu o vede. Ăsta e al treilea punct din această tehnică. Cum să investesc? Simplu. Pe termen lung. În ce? În portofoliu diversificat. Și când? Întotdeauna. Recurent. Nu așteptați momentul până când strângeți 100.000 de euro în cont, urmăriți piața și ziceți, ăsta e momentul să investesc. Pentru că dacă îl greșiți și șansele nu sunt chiar favorabile în favoarea dumneavoastră, dacă greșiți, i-ați pierdut. Nu faceți greșeala asta. Investiți periodic, constant. Diferența între câștig și pierdere, știți cât este? Undeva la 55% din timp piața crește și 45% scade. Șansele să nimeriți exact diferența aia când cea mai bună nu sunt chiar în favoarea dumneavoastră. Investiți periodic. Dar poate am reușit să vă conving cu argumentele date, sunt cifre, calcule statistice, matematică, dar rămâne un mare dar. Am vorbit cu partea rațională a dumneavoastră. Poate v-am convins, poate m-ați auzit. Dar creierul zice, ok, hai să luăm în stânga, că e bine, e rațional. Dar ce facem cu adevărat? Alergăm după fluturași. Și cum se transpune asta în investiții? Păi, mai întâi cumpărăm. Niciodată nu o să cumpărăm la minim. Că ne e teamă. O să cumpărăm. Suntem optimiști. Ei, am luat o decizie. L-am văzut pe Andrei Roșu, i-am văzut pe băieții aia, după aia, gata, vin și cumpăr. Crește un pic piața. Băi, ce deștept sunt foarte tare. Am făcut-o, gata, mi-am făcut, investesc periodic, respect tot planul care mi l-au spus. Sunt fericit. Dar vine și o perioadă în care va scădea. Piața e ciclică. Primul lucru pe care îl fac, negare. Nu e adevărat. Da, e doar o întâmplare. Și atunci, de multe ori, orizontul de timp dispare. Deși mi-am făcut plan, băi, o să fiu disciplinat pe 10 ani, ajung să mă uit, luna trecută a scăzut, a naibit. Mamă, ce mă fac? Deja orizontul de timp s-a dus. Deși mi-am zis că mă gândesc pe 10 ani, ajung să mă gândesc pe o lună. Asta e partea emoțională. Partea dreaptă a creierului nostru. Apoi scade și mai mult piața. Începe teama. Băi, nu e chiar bine, eu investesc ca prost în fiecare lună, cum iau să ia și uite, cade în continuare. Am pus și luna trecută, e și mai jos, și luna trecută, e și mai jos. Începe teama și atunci dispare și iu.
A dispărut prima oară ou, a dispărut și eu. Nu mai investesc periodic. Stai, mă, mai bine stau și o să cumpăr când e jos. Atunci o să cumpăr. Dispare și eu. Și apoi, undeva pe aici, capitulez. Bă, dă-o dracu de treabă, eu am vândut acțiunile astea, nu sunt pentru mine, gata, le-am vândut. Și atunci dispare și două, diversificarea. Mă întorc toți banii în cash. Aveți grijă la acest dar, pentru că chiar dacă rațional poate le înțelegeți, emoțional va fi foarte greu să investiți. Și diferența în general între un investitor de succes și unul care nu are succes, nu este partea rațională, pe care toți o înțelegem. Este partea emoțională. Aveți grijă la aceste lucruri și la acest grafic. Se întâmplă aproape de fiecare dată. Dacă vreți să aveți succes, trebuie să vă controlați emoțiile, să puneți logica pe primul loc, chiar dacă vă va vine să alergați după acest fluturaș. Mulțumesc!